Pâine colorată obținută din pulbere alimentar, din sfeclă roșie și spanac, aplicație pentru călătorii virtuale, băutură recoritoare pentru diabetici, dar și sisteme automate pentru orientarea panourilor solare. Invențiile reprezintă lucrările de licență realizate de absolvenții universităților din Bălți, Cahul, Taraclia și Comrat, prezentate în cadrul unei expoziții la Parlament. Absolvenții au prezentat brevetele de invenție sau studii de cercetare realizate în domenii precum drept, economie, filologie, psihologie sau artă. Instituția în care am studiat mi-a oferit un bagaj vast de cunoștințe. Sunt fericită că am posibilitatea să demonstrez asta și să fiu apreciată. Este o inițiativă salutabilă, deoarece în felul ăsta reușim și noi să valorificăm activitatea de cercetare a studenților de la Universitatea de Stat, în primul rând, Universitatea de Stat Aleg Borisov din Bălți. Aflându-ne aici, ne promovăm realizările și avem posibilitatea să stabilim noi parteneriate de cercetare. Expoziția a fost vizitată de oficiali care au apreciat mobilitatea academică a tinerilor. Lucrările atât ale profesorilor, cât și tezele de licență ale studenților masterați sunt foarte aproape de necesitățile reale ale școlii. Ce pot face pedagogii mai interesant și asta mă bucură foarte mult. Eu cred că este bine ca noi să promovăm aceste oportunități pentru toți copiii, studenții noștri. În primul să rămână acasă, acolo în regiunea de sud a țării și unde pot, mai aproape de familie, sunt bine, zicem, studiile cu relații de familie de acasă. E bine că sunt lucrări care trebuie neapărat să se regăsească în, nu știu, în industrie, în producere, în acel transfer tehnologic despre care noi vorbim. Eu sunt plăcut surprins, îmi pare bine. O să mai organizăm astfel de evenimente, probabil la colegi să ne mai gândim, poate găsim și, iată, filiera asta de educație profesională, care sunt sigur că acolo sunt foarte multe talente. În cadrul expoziției a fost prezentat un program artistic.